primul rând vreau să felicit acest proiect, pentru că este extrem de greu, în primul rând, să realizezi un proiect care ulterior să aibă și succes. Este extrem de greu să adun oameni pe care să-i convingi să participe și, bineînțeles, să și facă ceea ce ne punem noi în gând. E foarte important o asemenea întâlnire și cu atât mai important este faptul că ceea ce face acest ONG, acțiunea pe care o faceți noastră, activitățile și așa mai departe, observ că sunt mai mult o activitate de pionierat. N-am văzut multe ONG-uri care să facă atât de mult și atât de bine pe segmentul acesta al ajutorării persoanelor din mediul rural și al femeilor, în special din mediul rural. Știm că avem probleme de mentalitate, știm că avem probleme de locuri de muncă, știm că avem probleme de condiții de viață, știm că avem probleme de birocrație și așa mai departe în mediul rural. Sunt încântată, în primul rând, ca femeie, că particip la un proiect pentru femei. Sunt încântată ca și cadru didactic și ca deputat că este un proiect adresat tinerilor, tinerii care nu au încredere în societatea de astăzi, tineri care nu visează decât să plece în străinătate, când de fapt aici în România ar putea să-și găsească un loc de muncă. Am avut probleme, să știți că nu avem personal calificat. Este foarte greu și foarte greu găsim, foarte greu și calificăm. Mai aducem pe cineva care este calificat, îi ținem pe ăștia la sine calificați o săptămână, două, trei, până se obișnuiesc, până învață, poate și o lună, două și prima pleacă în altă parte. Este greu pentru noi și găsim foarte greu oameni calificați. Din păcate s-au ridicat niște probleme aici și din păcate spun, avem o problemă de mentalitate, avem o problemă de cult al muncii și avem o problemă de cult al cinstei în România. Și atunci aici este cel mai mult de lucrat. Când e să dai cuiva de lucru este ușor, dar ca să-l convingi că trebuie să lucreze bine și cum să lucreze este mai greu. Din cauza asta, cred că este un început și această întâlnire este prima la care particip eu cel puțin. Sunt deschis la orice altă întâlnire, sunt deschis la orice ajutor pe care pot să-l dau, atât din activitatea de consilier județean, cât și de antreprenor. Este un lucru bun ceea ce faceți și ceea ce spuneam și în timpul întâlnirii, că puterea exemplu este cea mai grăitoare și pentru mine această întâlnire și ceea ce face ONG-ul noastră este un exemplu. Este un exemplu bun, demn de urmat, de popularizat și de sprijinit. Eu cel puțin sigur voi pleca în Parlament și în septembrie voi pune această problemă pe care am ascultat-o astăzi, că cei pe care îi plătim cu aceste ajutoare sociale să-i putem folosi. Cei care sunt buni de muncă și sunt foarte mulți pe care am putea să-i folosim pentru comunitatea locală de unde facem parte, chiar pentru a ajuta oameni care nu au posibilități că sunt bolnavi. Ar trebui mai multe școli, cum erau înainte, cu CECOM, cum se făceau, se pregăteau și se dezvoltau tinerii. Așa, în ziua de astăzi este foarte rău. Mulți sunt plecați și care au rămas, nici nu mai prea vor să muncească. Încă o dată vreau să felicit organizatorii, în primul rând pentru astfel de idee și în al doilea rând pentru faptul că au adunat persoane din diverse zone, de la micro-întreprinderi, de la mici întreprinzători, sindicate, primării, poftim deputat, deci din Parlament și fiecare vom putea să ne cunoaștem mai bine și să ne ducem ideile mai departe.